În cadrul Centrului de Sănătate Mintală Infantilă Baia Mare s-a achiziționat prin intermediul Programului Național de Sănătate Mintală o cameră de stimulare multisenzorială cu rolul de a dezvolta funcțiile senzoriale ale copiilor pentru o adaptare mai bună la mediul înconjurător. Această cameră multisenzorială acționează ca un mediu terapeutic controlat, prin care copilul poate experimenta gradual stimulările senzoriale, asigurându-se procesul neurologic normal de organizare și prelucrare a senzațiilor provenite de la toate toate canalele senzoriale, astfel încât copiii cu tulburări de neurodezvoltare să poată da un răspuns adaptiv. Prin activitățile de stimulare senzorială se ameliorează disfuncția de integrare senzorială prin experimentarea de impulsuri senzoriale variate, adaptarea nevoilor specifice fiecăruia în contexte terapeutice controlate. Echipa pluridisciplinară a Centrului de Sănătate Mintală Infantilă, alcătuită din medici, psihologi, logoped, kinetoterapeuți, asistenți medicali, este recunoscătoare tuturor celor care au contribuit la succesul acestui proiect important în sprijinirea copiilor cu dizabilități, pentru ca aceștia să beneficieze de cele mai performante echipamente și personal instruit la cele mai înalte standarde profesionale spune Alexandru Oros, managerul Spitalului Județean de Urgență, dr. Constantin Opriș Baia Mare. Terapia multisenzorială are numeroase beneficii, printre care reglarea sensibilității vestibulare, a coordonării și îmbunătățirea capacităților motorii, adaptarea la senzațiile din mediul înconjurător, diminuarea stărilor anxioase, învățarea unor strategii de autoreglare emoțională și comportamentală, creșterea capacității de concentrare, ameliorarea tulburărilor de comportament, diminuarea comportamentelor stereotipe, dezvoltarea limbajului expresiv, dobândirea unor competențe și abilități care ajută la o integrare mai bună în mediul social și dezvoltarea unor abilități privind augmentarea autonomiei personale.